Schema de plafonare și compensare a facturilor va rămâne în vigoare până la 31 martie, iar supraimpozitarea va fi aplicată pe întregul lanț din energie, nu doar pentru producători, conform afirmațiilor ministrului energiei Virgil Popescu la finalul ședinței de guvern. Acum sunt supraimpozitați producătorii, dar este normal să fie impozitat tot lanțul. Nu văd de ce un intermediar ar trebui să câștige mai mult de câteva procente, că doar ia și vinde, nu face altceva. Nu văd de ce să câștige dublu, triplu. Nu e normal ca unii să facă profituri foarte mari și alții să le plătească. Prețul care este acum în piața pentru ziua următoare este foarte mare, a adăugat ministrul. El a evitat să spună mai concret dacă supraimpozitarea întregului lanț se va aplica de la 1 septembrie. Nu Ministerul Energiei trebuie să stabilească acest lucru, nu noi stabilim taxele și impozitele, împreună cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Reglementare în Energie. Haideți să finalizăm calculele din interior și vom ieși public. Îmi cereți un deadline pe o măsură care nu este de competența mea. Ministrul a mai arătat că mecanismul de plafonare și compensare nu va fi modificat până la 31 martie 2023, așa cum prevede legislația actuală. Eu am văzut o estimare dată pe surse a celor de la ANRE de 40 de miliarde și o alta, tot dată pe surse, că am cerut 30 de miliarde. Eu nu spun lucruri public. Eu am văzut o estimare dată pe surse a celor de la Agenția Națională de Reglementare în Energie de 40 de miliarde și o alta, tot dată pe surse, că am cerut 30 de miliarde. Eu nu spun lucruri public. Schema refăcută și ulterior recalibrată de ANRE s-a redus de la 40 de miliarde la 20 de miliarde și ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea ANRE, care agregă toate datele împreună cu Ministerul Finanțelor, a afirmat Virgil Popescu la finalul ședinței de guvern. Oficialul i-a asigurat pe români că nu vor plăti facturi peste plafonul stabilit la curent și gaz și prețurile nu vor crește iarna aceasta. Vă asigur că Ministerul Energiei știe ce are de făcut. Dacă există acest plafon, e clar că nimeni nu va plăti peste acest plafon. E logic acest lucru, iar taxele și impozitele pe zona de gaze naturale sunt foarte mari pentru depășirea unui preț. Deci ordonanța este în vigoare până la 31 martie 2023, a asigurat ministrul Popescu.